Am crezut că a emigrat, am crezut că s-a pensionat. Cu toate astea, Adi Mutu a trecut pe aici prin zonă și am vrut neapărat să-l prindem pentru 2-3 întrebări. Am înțeles că antrenează echipe de tineri chiar afară și pe salariu serios. Floriana are șansa să-l intervieveze live chiar acum. Chiar așa, nu s-a retras și din viața de fotbal Adi Mutu, oare? Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Mă aflu la sediul Federației Române de Fotbal, unde se desfășoară cursul pentru licența Pro, iar Adrian Mutu este, bineînțeles, elev. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața! Băieții tocmai mă întrebau dacă te-ai retras și din viața fotbalistică. Să le spunem că nu și că vei deveni antrenor principal. Da, păi sunt antrenor principal. O să devin antrenor principal cu licența Pro. De-aia sunt aici, de-aia învățăm și... Sper să fie mai ușor, că deja am început primul modul și adică e treabă serioasă. Trebuie să fim atenți, trebuie să ne concentrăm bine, pentru că sunt lucruri noi și sunt dornic de a învăța. Cred că toți băieții sunt dornici de să învețe. Suntem 19 aici și fiecare avem învățat de la celălalt. Cum a fost reîntâlnirea cu Goian, Bratu, Rădoi? Ah, bine, cu ei m-am întâlnit și acum o lună, când am venit aici. Ca întotdeauna bine. Când avem timp mai departe, nu am întâlniri, dar rest încercăm să ne concentrăm pe cursuri, pentru că trebuie. Cosmin Contra vă predă, are calități de profesor? Da, ne-a predat ieri. A fost o lecție bună, el are calități de antrenor și de profesor. Cred că experiența lui, atât ca fotbalist cât și ca antrenor, este unul, în fine, de la care învățăm, are metode noi de antrenament, metode interesante și sperăm să le aplicăm și noi pe viitor. Povestește-mi cum este viața în Dubai, cum este fotbalul de acolo față de cel european? Fotbalul în momentul de față e cam peste tot la fel, pentru că eu cred că diferență mare cu toată tehnologia care este acum pe piață, cred că este o diferență foarte mică între antrenori. Toți știu să facă antrenamente. Problema e de comunicare, problema e de motivație, cum știi să-ți motivezi, problema psihologică, cum știi să-ți motivezi jucătorii. În rest, a face antrenamente e ușor. Deci, fotbalul e peste tot. Băieții, numai cine a fost acolo știe ce. Dacă, poate dacă spun eu acum că e la fel sau aproape, vă să spune nu, pentru că ești acolo. Nu, vă spun eu că băieții sunt serioși, sunt foarte, chiar mai agresivi în antrenamente decât fotbaliștii noștri. Poate puțin mai relaxați, asta da, dar schimbe un fotbal de o calitate bună. Familia s-a acomodat acolo? Da, avem o viață liniștită, poate câteodată plictisitoare, dar... Cel puțin nu pentru mine, pentru soția mea, pentru că eu sunt la teren aproape toată ziua. Pe Tiago îl văd mereu în postările tale și este mereu cu mingea. Are așa din calitățile tale? Da, e prea devreme. Îi place mingea, asta e important. Așa eram și eu la vârsta lui și am început la 2 ani jumate, 3, exact ca și el. Sper să aibă calități mai mari ca ale mele și să joace fotbal pe viitor, dacă asta își dorește. Adi, te gândești, nu știu, vreodată să te întorci să antrenezi în Liga 1? În momentul ăsta nu. Vreau să rămân acolo, cel puțin până o să termin licența Pro. Aș dori să stau acolo, după aia o să vedem. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla, deci nu pot să spun un nou categoric. Dar în momentul de față pot să spun că nu. Dar ce echipă ți-ai dori să antrenezi? Nu știu, care este visul tău cel mai mare? În România? Din străinătate? Bine, în România aș dori să antrenez pe Dinamo, normal. În afară mi-aș dori să antrenez pe Fiorentina. Ce ai învățat de când ești antrenor? Adică vreau să te întreb cum ai învățat să te comporți cu jucătorii? Că și tu ai fost un jucător mare. Într-un an jumate, de când sunt antrenor, ce am învățat e să ai răbdare. Să ai răbdare, să știi să fii lângă jucător atunci când are nevoie de tine, să știi să-i dai o explicație în plus atunci când are nevoie, dar așa, în general, răbdarea face, cred că e o calitate importantă pentru un antrenor, pentru că ai de-a face cu 25 de jucători, toți au caractere diferite, trebuie să-i înțelegi, trebuie să încerci să-i cunoști, pentru că să le știi reacțiile, pentru că nu toți reacționează la fel. Deci răbdarea cred că e o calitate importantă pentru un antrenor. Spune-mi, te rog, ce șanse crezi că avem la Euro? Avem șanse bune, cred eu. Bine, ca toată lumea, nici nu pun la socoteală nici cu insulele Feroe, chiar dacă nu vreau să sune ca un clișe, dar chiar dacă fotbalul, cum am spus, e la fel peste tot și a devenit greu și cu insulele Feroe, după cum vedem, dar să trecem de insulele Feroe și cred că cu Norvegia, cu puțin curaj, cu păcat că nu avem suporteri în spatele nostru, dar echipa, dacă reacționează bine și dau 100% pe teren, eu cred că putem să-i batem și atunci lucrurile se simplifică foarte mult. Am avea nevoie acum de un Adrian Mutu la echipa națională? Păi, eu zic că da, nu neapărat de un Adrian Mutu, dar am nevoie de un număr 10, iar ceea ce spunea Gica acum câteva săptămâni de numărul 10, îi dau dreptate. Adi, o ultimă întrebare. Cum te-ai comporta ca și antrenor dacă ai avea un fotbalist ca și tine? Exact cum s-au comportat și ceilalți antrenori care m-au avut, pentru că aproape toți, ca să nu zic toți, dar cu aproape toți m-am înțeles foarte, foarte bine. Eram, dacă toată lumea m-a descris ca pe un jucător capricios, sau eu știu, în alte feluri, eu vă spun un sigur lucru, că nu ajungeam să joc la nivelul care am jucat dacă nu eram serios în antrenamente. Poate pe viața mea, în afara terenului, a fost diferită față de viața mea ca profesionist. Acolo făceam ce vreau în afara terenului pentru că era viața mea și aveam și nevoie de relaxare. Dar atâta timp că la toate antrenamentele n-am lipsit niciodată, nu știu, n-am aduc aminte să fi lipsesc nemotivat de la un antrenament, sau atunci când fac antrenament să nu dau 100%, iar dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-i pe toți cei care au jucat cu mine. Altfel nu reușeam să dau peste 100 de goluri, să fiu golgheterul al României și mai departe, dacă nu eram serios în antrenament. Mulțumesc mult de toate și te las să fugi la cursuri. Răzvan Dani, deocamdată atât de aici și să-i urăm, bineînțeles, multă baftă lui Adi în cariera de antrenor. Mulțumim